consiliu un răspuns la adresa celor care, în febra campaniei electorale, au făcut repetate declarații negative referitoare la managementul proiectului de extindere și reabilitare a sistemului de apă și apă uzată din regiunea Media și Aghita și Dumnezeu. Mă refer punctual la afirmații de genul că lucrările se desfășoară haotic, managementul este defectos, lucrările nu sunt controlate sau lucrările sunt de proastă calitate. Din păcate, aceste informații, mai mult sau mai puțin intenționate, atentează la aspectul companiei noastre, care derulează cel mai mare proiect de investiții de infrastructură în regiunea de nord est a județului Sibiu și implicit în municipiul Medeș. Declar cu responsabilitate că aceste afirmații sunt făcute de persoane care nu cunosc complexitatea acestui proiect și nu au avut nici măcar interesul de a înțelege mecanismul de implementare al acestuia, cu toate că, în nenumărate rânduri, i-am invitat pentru a reprezenta acest lucru. Este adevărat că din exterior nu se poate deduce complexitatea mecanismelor care guvernează acest proiect. Astfel, mizând pe necunoașterea și starea de disconfort a celei mai mari părți a publicului, este ușor să induci ideea că tu ai ști să faci mai bine. Desigur, este un simplu exercițiu de imagine care dă bine în fața publicului. Având în vedere importanța majoră acestui proiect pentru dezvoltarea viitoare a regiunii și acestui oraș, așteptam o susținere obiectivă din partea tuturor factorilor responsabili și interesați. Din păcate, unii dintre ei au ales să privească superficial și să arate vinovații disconfortului creat. Alții, cu toate că au realizat importanța acestor lucrări, au simțit că implicarea în această fază de implementare le-ar face un deficit de imagine, preferând o confortabilă poziție critică, cu speranța însă că vor ajunge la festivitățile de tăierea panglicii pe seama muncii și sacrificiilor altora. Mesajul meu este că realizăm cu greu tot ce trebuie să înfăptuim și în genere ne lipsește exercițiul aprecierii. Vă rog să-mi permiteți în continuare să reamintesc succint câteva elemente care susțin cele declarate mai sus. Spun să reamintesc pentru că în diverse ocazii aceste lucruri au mai fost prezentate, dar puține au fost aceia care au avut răbdarea să le înțeleagă. Aspecte generale. Condițiile și regulile care guvernează fondurile de coeziune ale Uniunii Europene sunt foarte stricte și trebuie respectate în implementarea acestor contracte. Aceste reguli sunt cuprinse în contractul de finanțare și sunt transpuse în contractele încheiate între operatori și executanți. Una dintre condiționalitățile fondurilor de coeziune este perioada de implementare a unui contract, care trebuie să respecte regula N+3 pentru contractele încheiate până în anul 2009, și N+2 pentru contractele încheiate din 2010. Adică, execuția unui contract început în anul 2010 trebuie să se finalizeze în anul 2012, urmând perioada de notificare a defectelor. Depășirea acestor termene conduce la asistarea finanțării. Instituțional, contractele de lucrări sunt conduse de o echipă de management a antreprenorului, formată din ingineri specializați, având funcții de manager de contract, diriginți de șantier și responsabili tehnici cu execuția, atestat de inspectorul de stat în construcții pe diverse domenii tehnice, alături de ingineri de cantități, responsabili de protecția muncii și personal de suport. Controlul și supervizarea lucrărilor sunt realizate de către echipa de asistență tehnică de supervizare, formată de asemenea din ingineri experimentați, specializați și atestați, alături de membrii unității de implementare a proiectului din cadrul companiei noastre. Procedural, verificarea și controlul lucrărilor și a calității acestora se face în baza unor proceduri complexe și amănunțite, care trebuie să asigure pista de audit pentru fiecare activitate. Pe scurt, aceste proceduri prevăd următoare. Înaintea emiterii ordinului de începere, contractorul întocmește graficul de execuție care trebuie să țină cont de o serie de condiții restrictive cum sunt încadrarea în timpul de execuție, ordinea tehnologică de execuție, condiții de desfășurare a traficului auto și pietonal, etc. Graficul trebuie să dea informații privitoare la necesarul de resurse materiale, de personal, utilaje și echipamente necesare de lucrările în timpul contractului. Urmărirea evoluției lucrărilor se face în baza graficului de execuție, toate detaliile privind execuția fiind verificate zilnic și notate în două registre de șantier, unul al echipei de supervizare și unul al antreprenorului. În aceste registre se notează zilnic informațiile privitoare la evoluția lucrărilor pe fiecare punct de lucru. Cantitatea și calitatea lucrărilor executate, cazurile de neconformități tehnice și tehnologice și modul de remediere acestora, informații privind materiale puse în operă, informații privind personalul de execuție a lucrărilor,
procedurile de lucru utilizate, rezultatul probelor și testelor, starea vremii, etc. În ședințele de șantier și în ședințele săptămânale și lunare de progres, la care participă reprezentanții antreprenorului, supervizării și ai beneficiarului, se analizează toate aspectele privind evoluția lucrărilor, se compară datele înregistrate cu cele din graficul de execuție și se stabilesc măsuri tehnice și organizatorice pentru remediarea problemelor apărute și pentru activitățile viitoare. În baza acestor informații, echipa de supervizare întocmește raportul lunar de progres. Plata lucrărilor executate se face în baza aplicațiilor de plată întocmite de executant, care sunt verificate și auditate tehnic, cantitativ și financiar de către supervizor, după care sunt verificate și aprobate de responsabilul beneficiar. Verificările aplicațiilor de plată se fac în baza documentelor suport și informațiilor din registre de șantier și rapoartele de progres. Nu sunt aprobate la plată lucrări nefinalizate sau care nu sunt conforme. Beneficiarul face plata către executant, după care întocmește cererea de rambursare care conține toate documentele care justifică corectitudinea plății și care este transmisă organismului intermediar de post-mail. Toate plățile solicitate la rambursare sunt verificate la fața locului de către organismul intermediar, înaintea certificării cererii și de către autoritatea managerului post-mediu, auditul Curții de Conturi pentru Fonduri Europene și auditul Comisiei Europene, în cursul misiunilor de audit. În cursul acestor misiuni este foarte importantă asigurarea pistei de audit și corelarea documentelor de plată cu proiectul aprobat și cantitățile de lucrări decontate, care certifică, practic, respectarea procedurii. Și iată acum câteva elemente privind evoluția proiectului. Acest proiect, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, în valoare de 328 de milioane de lei, cuprinde 15 contracte, 8 contracte de lucrări și 6 contracte de asistență tehnică, plus un contract de împrumut bancar al operatorului, pentru asigurarea cofinanțării. Dintre cele 8 contracte de lucrări, 5 se desfășoară în municipiul Medeș. Este vorba de contractul pentru stația de epurare, contractul pentru stația de tratare, contractul pentru construcția sediului operatorului, și contractul pentru montajul elementelor de scară. Și în fine, ultimul contract, este vorba de contractul pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din municipiul Mediaș. Valoarea acestui contract este de 67,2 milioane de lei. Contractorul este asociația dintre Hidroconstrucția S.A. și Dacora S.A. Este contractul care generează cele mai multe discuții, de aceea l-am lăsat la urmă pentru a dezvolta câteva probleme ridicate de cetățeni. În acest contract, care s-a semnat în 2009, deci se supune regulii M plus 3, termenul de finalizare este octombrie 2012, deci în acest an. Acest contract presupune realizarea unor lucrări de săpătură în lungime de aproximativ 140 de kilometri pe străzile din oraș. În aceste condiții, la întocmirea graficului de execuție s-a ținut cont de următoare restricții. Cantități de lucrări, termen de finalizare, ordinea tehnologică de execuție în așa fel încât să se asigure continuitatea furnizării de apă și de colectarea apelor uzate. De asemenea, s-a ținut cont de asigurarea desfășurării traficului auto și pietonal. Ținând cont de cantitățile de lucrări și de celelalte restricții, graficul de execuție, care a fost realizat cu un sistem informatic specializat, a stabilit numărul de echipe, personal, utilaje și echipamente care trebuie să activeze în șantier, numărul de puncte de lucru deschise simultan, ordinea și termenele de deschidere a punctelor de lucru viitoare. Ordinea tehnologică de execuție, care trebuie să asigure continuitatea serviciilor, trebuie să respecte și prevederile normativelor tehnice. Astfel, având în vedere adâncimea de montaj între 2 și 6 metri, se montează întâi conductele colectoare de apă uzată până într-un punct în care se poate asigura descărcarea. Șanțurile săpate în ziua respectivă trebuie închise în aceeași zi. După execuția colectorului până în punctul de descărcare, începe execuția racordurilor imobilor la colector, care presupune săparea unui șanț de la cămin de preluare a imobilului până la conducta de racord unde se face cuplare. Racordurile nu se pot executa odată cu colectorul pentru că nu există posibilitatea de descărcare a apelor uzate provenite din imobil. Aceasta este explicația pentru redeschiderea șanțelor. În această fază se realizează refacerea drumului la stadiul de piatră.
Urmează apoi probele de idanșeitate a colectorului și a camerelor de vizitare, urmate de vizualizarea CCTV cu cameră video, prin care se verifică vizual interiorul conductelor și se înregistrează diagrama pantelor de curgere pentru verificarea funcționalității. Dacă apar probleme, ele se remediază în această fază. După finalizarea lucrărilor la sistemul de canalizare, încep lucrările la rețeaua de apă, care presupune montajul conductei de distribuție la o lățime de 1,5 metri și care nu poate fi montată deasupra colectorului de canalizare din motive de intervenții ulterioare și din motive de normative sanitare. Montajul conductei de apă presupune deschiderea unui nou șanț. După finalizarea contei de distribuție, începe montajul branșamentelor de apă de la imobil până la contea de distribuție. Acest lucru presupune separarea unor șanțuri perpendiculare pe conducta de apă. Urmează probele de presiune și de idanșeritate și rezistență. După finalizarea rețelelor de apă într-o anumită zonă, formate din mai multe străzi, se execută lucrările pentru cămine de vană, care presupune construcția unor cămine din beton și instalațiile hidraulice aferente. Toate documentele, diagramele, pozele și filmele se înregistrează în registrele de șantier și se arhivează, urmând a fi incluse ca documente suport în aplicațiile de plată. După finalizarea lucrurilor de bază, urmează faza de refacere a carosabilului, care presupune scarificarea patului de piatră montat provizoriu, tasarea umbluturii șanțului, montarea unui nou strat de piatră și tasarea lui, turnarea stratului de rezistență, de beton sau liber asfaltic și apoi ultimul strat de asfaltic de uzură. Desigur, lucrările de refacere sunt cele ce se văd după finalizarea lucrărilor și afectează starea drumurilor. Este foarte dificil ca, în urma unei săpături, materialul de umplutură să fie tasat mecanic la același grad de compactare. De aceea, constructorii sunt nevoiți să intervină pentru remedierea refacerii carosabilului în mai multe rânduri. În perioada iernii, lucrările de refacere nu se pot realiza decât la nivel de piatră. Problema înălțimii de montare a capacelor de pe camion de vizitare, acolo unde se toarnă covor asfaltic, acestea se lasă la un final de plus 4 cm. Lucrările de refacere, în general, au făcut ca lucrările la acest contract să fie în întârziere, la data punctului intermediar din 6 februarie 2012, având o întârziere de 11%. De la acea dată până la recuperarea întârzierilor în acest contract este supus penalităților. Penalități care se ridică la circa 67.000 de lei pe zi, adică 670.000 de lei. Aceste penalități sunt deocamdată recuperabile cu condiția finalizării la termen a contractului. Acest aspect a generat o serie de probleme financiare unor subcontractori care au părăsit lucrările, reluarea acestora presupunând un timp necesar pentru mobilizarea altor echipe. Entitățile implicate în contract au stabilit însă măsuri necesare și au refăcut graficul de execuție pentru recuperarea acestor întârzieri. Față de cele de mai sus, în mare, acestea sunt motivele pentru care timpul până la refacerea finală a drumurilor pare atât de lung pentru un privitor din exterior. În perioada următoare, în majoritatea zonelor se va lucra în special pentru refacere și remediere. Zonele fierbinți care au rămas de executat sunt pe strada Stadionului, pe strada George Coșbuc, Horia, Hop de Băsești, strada Carpați și strada Gării, unde se montează un colector de 1000 de mm, un colector mare, strada Gheorghe Lav,